piață la mitingul lui Plahotniuc, când casa părintească nu se vinde. Depinde de cursul dolarului și a euro. Unii mai au valută rubla rusească. Vând orice, nu mă scape de urgie. Până acum o treime din populație au plecat, poate chiar jumătate. Următoarea jumătate o să plece dacă rămâne tot mafia lui Plahotniuc la guvernare. O să rămân în țară numai cei care nu pot pleca și cei care sunt fruptă de lângă guvernare. Nu-i de mirare că avem atâtea schimburi valutare în statul ăsta fantomă pe care îl călărește hapsenul milionarul de Plahotniuc care vrea miliarde. Oamenii ăștia sau au fost păcăliți, să fie aduși la meeting, sau au fost șantajați, că sunt funcționari publici, sistem să nu piardă funcțiile. Acum s-a terminat concertul cu vânterile, se duc pe lec casele lor. E prea cald să stai mult în piață. Trei trandașiri nu țin umbră destulă. Trădători, au trădat Dodone interesele mafiei. Și acum au rămas mafia fără acoperire, s-au întors cu spatele de la Plahotniuc și Rusia, și Statele Unite, și Europa. Când au văzut că-i dus cu Sorcova și că nu sunt mai satură de putere și de avere. Degrabă o să se întoarcă și oamenii ăștia când o să vadă că au rămas de căruța istoriei, să-i întoarcă spatele și Plahotniuc o să pună coada pe spinare să plece în țări mai calde sau o să ajungă la răcoare. Să vedem scutierii ăștia cu cine o să fie, de partea cui. Armata, serviciile secrete. De partea poporului sau a oligarhului.